Adoră, frate, mulți bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem în 2 Tigers pe seria noastră principală, dar înainte de nu la videoclip chat, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, o subscribe și follow pe Instagram pe care îl găsiți jos în descriere. Bă, astăzi avem, adică am o idee de videoclip și anume, o metodă foarte, foarte bună de făcut Young atunci când ești căsătorit cu șamanca, pentru că avem nevoie neapărat de teleportarea de pe inelul de logodnă. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Dar până să ajungem la locul de farmat de care vă ziceam, eu vreau să ne uităm puțin pe piață să vedem dacă au apărut niște cercei de cupru pe piață, ceva cu 20 drop. Ia să vedem, da, 20 de oni și ăștia 18 oni. Nu știu care e diferența între ei, deci ăia sunt 20 și ăștia 18. N-am nicio idee. Au cupru pe ei, ăștia, I don't know. Oricum, 18 oni mi se pare exagerat. A, ăștia sunt de lemn și ăștia sunt de cupru, de-aia sunt mai scumpi. Oricum, mi se pare exagerat de mult. No, nu o să dau ațeaba niciodată pe niște cercei de cupru, care după aia oricum nu o să am ce să fac. Un 10 oni aș da. Un 10 oni chiar aș da pe ei, dar 20 de oni deja mult, mult, prea mult. Bun. Acum vreau să ne uităm puțin pe la alchimie, că am văzut că au luat prețurile la azi, dar de tot la alchimie. Un rând 25 diamantul antic, legendarul cu tofii, 3 1 și ceva, am văzut acolo, 3 1 60, 1 1 25, și uite, deci nu merită să dai în diamante. Rubinul 3 1 50, legendarul ar trebui să fie undeva la 10 1 50. Și da, uite, legendarul e ok la preț, deci la rubin merită să dai. Și am avea bani să dăm într-un rubin. Dar, nu știu dacă o să facem asta pe videoclipul de azi. 1 și 10 cacajadu. Legendarul ar trebui să fie 3 30. E 3 50, ok? Sunt pe piață legendare? Sau, da mă, păi, uite. Jadu e bun dat în el. Chiar e bun. Chiar poți să dai în jade. Safirul 70 de caca. Și legendarul e 2 28. Și ăsta e bun dat în el. Deci până acum, toate în afară de diamant. Granatul 70 de caca și el, legendarul 2-1-25 și ăsta e bun de dat în el. Și Onyx-ul e 77 de caca, să zicem, și legendarul e 2-1-50 și ăsta e foarte bun de dat în el. Deci merită să dai în alchimie, să zicem așa. Chiar îi face profit dacă te-ai băgat în alchimie, părerea mea. Avem 7 ori pe care am putea să-i băgăm în niște alchimie, dar mai degrabă aș da în 2 rubine, sincer. Nu știu ce să facem. Să dăm în 2 rubine sau să dăm în onyxuri? Dacă am da în onyxuri, am cumpăra... Nu onyxuri. În granate. 72 de caca, să zicem, media. Și ăsta cât am scăie? 2-1-25. N-ar fi rău. Nu ar fi rău. Deci hai să facem un mic calcul, să deschidem și noi calculatorul. Și avem în felul următor. 0, nu, 700 împărțit la 0,72 și ar veni 9 bucăți. 9 ani și ar trebui 3 legendare. Și dacă facem 3 legendare, am face 2,2, 6,6. Da, nu știu ce să zic. O să luăm 2 rubine, mă. Luăm până la urmă 2 rubine și aia e. Birou de schimb, one and young, bam, bam. Și hai să luăm 2 rubine. 3150. Cu 3150. Și hai să mergem la babă înainte de toate. Să vedem dacă avem noroc sau nu. Și în cazul în care nu avem, luăm și vraja karma. Să de fapt, nu luăm. Până acum n-am luat niciodată și a mers destul de bine. Așa că nu luăm ceas, dar mai întâi să vedem dacă avem noroc sau nu. Bun. Femeia bătrână, am auzit că se scară văzătoare, acceptă. Astăzi vei fi cât de cât norocos. Hai să vedem dacă ai dreptate, băbuțo, și dacă reușește rubinul sau nu. Bam, bam, bam. Și a mers. Bine, mă, chat. Dacă era full PVM era și mai bine, dar nu este. Oricum nu contează, avem 10 ani. Ăsta a fost așa un content la început de videoclip, pentru că acum o să mergem să facem contentul la care mă refeream eu.
O să dureze ceva pentru că trebuie să facem o oră. 10:70 ai deschis rubinul. Hai să-l băgăm și noi la 10:65. Opa. 10:65. Dacă vă întrebați unde am dat astea 508 celeuri, ei bine, a fost eveniment cele aseară, 4 ore de celeuri. Eu am fost, din păcate, la meci și n-am putut să farmez la celeuri. Am prins doar o oră și jumătate sau o oră și 45 de minute. Într-o oră 45 am făcut 500 de celeuri. Eu zic că e top. Chiar e un rezultat destul de bun. Am bătut la Bo, am avut loc liber, n-am avut nicio treabă, nu m-a stresat absolut nimeni. Mai venea câte un cont de nivel 2-3 campionat la 10 minute să mă omoare și pe aia pleca. Dar pe total a fost top. Am făcut 508 celeuri, ați văzut și voi acolo, adică undeva la 7 ori, cred. Ceea ce este foarte, foarte bine. Bă, hai că deja v-am reținut 6 minute și doar am dat într-un robin. Mergem la locul de farmat de care vă ziceam eu. O să luăm și șamanca pentru că avem nevoie neapărat de ea. Și da, revenim cu cadet de acolo. Bun chat, am ajuns la locul de farm. Și anume la Brotaci. Astăzi vreau să facem un test de o oră de farmat la Brotaci. Și vă am zis că avem nevoie de șamancă pentru că o să facem nivel 35 și o să mergem să facem și fragmente cu ea. Deci asta este tactica. Batem și creștem șamancă în același timp, evident. Dar batem aici, facem căști pe nivel 60, poate prindem ceva cu bonus, și iar în cazul în care nu prindem ceva cu bonus bun, gen 15 foc, 20 diavol, 20 vampiri, orice bonus bun și maxim costă ceva, ca să știți. Dar v-am zis, în cazul în care nu prindem nimic cu bonus bun, o să mergem în map 1 și o să facem fragmente de căștile pe care le dropăm și tot o să facem bani. Deci asta este tactica noastră de farmat pentru videoclipul ăsta. Chiar să curios câți bani facem într-o oră. Așa că o să dăm drumul la timer chiar acum. Și ne băgăm să creștem. De fapt, să batem. O să revin de fiecare dacă se umple inventarul să verificăm dacă am primit ceva, vreo cască cu ceva bonus bun. Și în cazul în care nu primim, mergem să le băgăm pe alchimistul din map 1. Gata, băieți, s-a umplut inventarul pe war. Hai să vedem dacă avem vreuna cu bonus bun. 10 animale, slăboți, nimic. 4 generare PM. Ok, absolut nimic. 2 diavol și 5 sângeros. Nu puteți să fie, mă, 20 diavol. 2 diavol iar, generare PV și cam atât. O să le mutăm pe toate pe șamancă. Și o să continuăm să batem. Șamanca la nivel 34. De-aia v-am zis că avem nevoie de șamancă, pentru că mutăm pe ea tot inventarul pe care îl farmăm. Și cu ea o să mergem în map 1 să facem fragmentele. Avem 8 minute de când batem, deci o să facem un inventar la 8 minute. Eu zic că e destul de bine. Deci un inventar plin de măști de nivel 60 făcut la 8 minute e destul de bine. O să mut eu acum toate căștile pe care le avem și continuăm să batem. Revenim cu următorul inventar full. Gata, cea sau plus și al doilea inventar. Avem în 14 minute 2 inventare pline, de 7 minute per inventar. Hai să vedem dacă de data asta avem vreun bonus bun ceva pe ele. Momentan nu. 4 animale. Ok. Bam. 8 regenerare PV. 2 SV, cred că și dacă ar avea 10 SV m-ar costa ceva, 10 vampire, aia mă frate, nu era cu 20. Și pe șamancă mă uit eu imediat și vă zic dacă e ceva bun și nu este nimic bun nici pe șamancă. Acum trebuie să mergem să le băgăm pe alchimist și revin eu cu rezultatul. Avem un inventar plin de coifuri, revin eu cu rezultatul după ce le băgăm. Bun. Hai să am uitat să schimb scena. 2 secunde. Așa. Mai avem încă 2 cuifuri pe care le-am băgat și avem avut mai mult de un inventar. Am avut inventarul ăsta plin plus încă partea asta de aici. Deci un inventar jumătate. Am făcut 200 de fragmente. O să ne uităm după la final să vedem cât costă fragmentele astea. Acum o să ne teleportăm înapoi la war-ul principal. O să luăm și celelalte
celălalt inventar pe care îl mai avem pe el o să-l dăm tot pe șaman, că o să le băgăm și pe asta și pe asta de fapt și revin din nou cu rezultatul. Bun, am transferat și coifurile, cam atât avem, două secunde să ne teleportăm și vă arăt imediat. Avem în felul următor. 10, 20, 27, 30, 40, 51 de coifuri, deci avem un inventar și încă vreo 5 sau 6 sloturi. 51 de coifuri, avem 211 fragmente momentan, le băgăm pe toate și revenim cu rezultatul. Bun, antena și cu ultimul coif și avem 341, deci am făcut 130 fix de fragmente din 51 de coifuri. Tot procesul ne-a luat undeva la 6 minute să băgăm două inventare de coifuri pe alchimist, undeva la 6 minute. Eu zic că destul de ok, mai avem încă 40 de minute de farmat, așa că let's fucking go. Bun, băieți, haideți că am umplut deja un inventar în 4 minute, deci când eram în grupă cu șaman că a durat undeva la 7-8 minute un inventar de umplut, acum a durat 4 minute de când am scos-o din grupă, deci e un randament mult mai bun. Hai să vedem dacă avem vreun bonus ceva pe ele. Momentan nu, 2 orci, chiar dacă era 20 mai așa, 6 vampiri, 4 fulgeri, what the fuck, bro. Hai mă, dăm ceva cu 15 foc, mă. Una cu 15 foc ar trebui să fie scumpicică, sincer. Dar momentan avem foarte mare ghinion, n-am prins niciun bonus bun, nici măcar un 20 diavol, un 20 vampir, ceva acolo. Ideea e că metoda asta de farm necesită și puțin noroc, adică dacă nu ai noroc, da, faci bani că te duci și bagi... bagi coifurile pe alchimist. Dar dacă ai avea și noroc, ai face mulți bani. Pentru că un coif, de exemplu, cu 15 focuri, cred că e undeva la 4 oni sau 3, 4, 5 oni, probabil, pe Tiger Ghost. Un coif cu 20 diavol, iar și ăla e vreo 2 oni, cred. 20 vampiri, tot la fel, vreo 2 oni. Adică ai face bani. Cred că și cu 10 foc ar costa ceva. Nu la fel de mult, dar ar costa ceva și cu 10 foc, părerea mea. Acum, da, noi n-am avut noroc până acum... de niciun bonus bun, deci chiar am avut ghinion, putem să spunem. Și da, mut coifurile astea, mai avem încă puține de mutat, adică încă un negoziat dat și după care revenim cu următorul inventar. Deci undeva la 4-5 minute, să zicem, per inventar full de coifuri de nivel 60. Eu zic că e destul de bine. Dacă ai avea puțin mai mult noroc decât mine, ai face bani frumoși. Dar mai avem timp, mai avem încă 35 de minute de farmat. Poate vine și la noi norocul, cine știe, să sperăm. În fine, punem pauză acum, revenim când am umplut inventarul din nou. Bun, iar s-a umplut inventarul. Hai să vedem. 6 fulger, 2 otravă, ok. 2 rezistență la foc, dar de ce îmi dai mă așa? 6 vampir, 2 otravă. Cred că și cu 8 otravă e bun, 10 vampiri, de ce nu sunt 20, mă, frate, mă? Da, deci n-am avut noroc din nou, acum trebuie să mergem cu șaman ca să băgăm coifurile pe alchimie să facem fragmente și revenim cu rezultatul după ambele inventare făcute, nu mai revenim după fiecare, revenim după ambele inventare făcute la alchimie să vedem câte fragmente facem. Am făcut toate fragmentele și avem 565 până acum în 35 de minute. Bă, e un pic nașpa pentru că v-am zis, n-am avut absolut deloc noroc la bonusuri. Ne-a dat doar gunoaie ordinare. Dacă voia să-mi dea și nouă cu bonus bun ceva, aveam mult mai mulți bani acum. Dar așa avem undeva la 15kk, cred, până în momentul de față, în 35 de minute, ceea ce nu este bine deloc. Dar, na, v-am zis, mai avem timp, mai avem încă 25 de minute, poate, până la urmă ne dă și nouă vreun bonus bun, vreun coif cu ceva bonusuri bune. Revenim cu următoarele inventare pline. Bun, haideți că avem inventarul plin, let's go. Nimic, nimic. 6 orci, 8 regenerare PV, 6 diavol, 6 magie, 2 diavol, de fapt. 5 viteze de atac. Bă, dar de ce îmi dă, mă, bonusuri de astea? Îmi dă valori mici și rău. Dacă mi-ar da și mie 20 diavol măcar, frate, dar nu vrea. Bun, am rămas încă 13 minute și am umplut încă o dată inventarul. Hai să vedem dacă avem vreun bonus bun prins ceva pe ele. 2 vampiri iar.
6 rezistență la foc. Bă, de ce nu-mi dai, bă, și mie, bă, maxima, frate? Nimic. 2 diavol, 4 generale PV, 4 vampiri și cam atât. Acum mergem să le facem fragmente și revenim cu rezultatul. Gata, chat. Ăsta este și ultimul QF pe care l-am de făcut. Și avem până acum un total de 871 de fragmente și mai avem încă 8 minute fix de bătut. Adică probabil mai facem încă un inventar sau poate două. Ideea e că nu mai avem mantii, mai avem doar 3 bucăți, doar 3 mantii, dar cred că o să dau mantiile cu șamanca și o să omor mobii cu oarul când rămânem fără mantii de tot. Deci tot o să farmăm. Revenim când umplem inventarele ca de obicei. Ok, am umplut încă un inventar, mai avem încă 4 minute de bătut. Hai să vedem dacă avem vreun bonus ceva pe căștile astea. 4 rezistență vânt, cred că și cu 15 vânt ar fi bună. 2 fulger, 4 vampiri, 6 magie, 20 generale PV, 4 esoterici, 10 animale, da. Bă, nimic. Gata, chat, a trecut și ora. Am umplut inventarul din nou. Hai să vedem dacă de data asta avem și de vreun bonus bun. 4 rezistență foia. De ce nu dai, bă, doar 4? Bă, de ce nu dai, bă, și mie bonus maxim 4 vampiri? Da. Momentan nimic. 4 orci, 4 foc, 6, 10 vân. Nu e bun, mă, frate. Da. Bă, deci noi am avut foarte, foarte mare ghinion. Deci n-am avut niciun bonus full pe niciun coif. Asta, din păcate, este pur ghinion. Dar, în schimb, noi o să mergem acum în mapunul și o să facem fragmente. Revin cu rezultatul complet când terminăm de făcut toate fragmentele și mergem și în bazar să le și calculăm. Așa că ne vedem după ce terminăm fragmentele de făcut. Acum terminăm de făcut și coifurile și avem un total de 1104 fragmente. Hai să le punem pe contul principal și să mergem în bazar să vedem ce preț au. Bun, hai că am ajuns și în bazar. Hai să uităm la îmbătățiri, altele, fragmente de energie. Și costă 5 kk stack-ul, adică noi am avea 5 ori 5, 25 de kk, plus încă 100 de bucăți, 27 de kk, 500 farmați într-o oră la brotaci. Am avut foarte mare ghinion pentru că nu ne-a dat nimic bun. Ia să vedem cristal de energie. Pe asta unde îl găsesc? Nu știu. Cristal de energie. Hai să vedem cât costă un cacaia de 5. De 7 cât costă asta? M-ar interesa. De 7 văd că e 4 caca. Și de 10 este 16 caca 500. 14 kk, după aia 16 kk 500. Păi asta înseamnă că mergem să dăm fragmentele înapoi pe șamancă. O să le dăm pe toate înapoi și o să le facem cristale de energie. Să vedem din 25 de kk, nu, 27, din 27 de kk 500. Să vedem dacă ieșim profit sau nu făcând cristale de energie. Și ăla o să fie profitul pe care noi l-am farmat într-o oră. Așa că ne revedem direct cu rezultatul. Nu, sau să vă arăt când facem fiecare fragment în parte. Revenim direct cu rezultatul. Bun. Asta este rezultatul final, chat. Avem 10 dintr-o bucată și hai să uităm mai întâi la ele și sunt de 5. Deci avem aici 10 kk plus încă 4, 14 kk. Asta de 3 o aruncăm. Una de 10 și una de 1. Am avut ghinion și aici, deci putea să ne dea mai multe de 10, dar ne-a dat 10 de 5, mă, frate. Dar toți suntem pe profit. Avem aici 10 kk cu 15, 25 și cu încă 4, 30 de kk și ne-am băgat 27,5, deci nu e un mare profit, dar măcar este profit. Vreau să aud și părerea voastră în comentarii, să deschidem și porurile astea. Avem șansă la vreun antic ceva? Nu avem, dar hai să totuși să le facem și pe astea pe care le avem de făcut. Bravo, frate! Ești top. În fine. Da. Dubla 2. Hai să facem și corurile pe care le avem. Granatul a ieșuat. Safirul a ieșuat. Rubinul a ieșuat. Doamne ferește cum poate să ieșeze. Bă, mi se pare
Da, deci încă n-avem niciun ar făcut, fraților, încă n-avem niciun ar, mă rog, în fine. Asta este rezultatul a o oră de farm la brotat și la coifuri. Am avut foarte mare ghinion, v-am zis, nu ne-a dat niciun bonus maxim pe coifuri. Asta este... A, voi ați văzut șaman, că voi n-ați văzut nimic de pe oar. Aici nu mai contează. Ăla este rezultatul, 30 de caca făcuți într-o oră, având mare, mare ghinion, nu ne-a picat nici măcar un bonus full pe vreun coif. Vreau să aud și părerea voastră în comentarii dacă e ok, dacă nu e ok, cum vi se pare vouă. Vreau să văd și videoclipul, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care găsiți jos în descriere. Eu am fost John, de sigur ne revedem la următoarele videoclipuri, chat, vă pup, ceau, pa, pa!